După ce teatrul profesionist din localitate nu are nici scenă, nici director și nici stagiune, la Giurgiu actul teatral se insinuează sub forma colaborărilor dintre profesioniști și amatori, de fiecare dată rezultatul fiind unul de apreciat. Mai nou, actorul Toma Vasile propune publicului giurgiuvean piesa lui Matei Vișniec, Angajare de clown, în care cunoscutul actor profesionist colaborează cu doi actori amatori, dar cu succes la public. Este vorba despre Cătălina Sfetcu și Gabi Caraconcea, cei doi întâlnindu-se pe scena Centrului Cultural Ion Vinea, după ce anul trecut au jucat de mai multe ori în Emil și Didina, prelucrare după Încurcă lume a autorului Ade Herz, în regia lui Remus Găină. Ieri cei trei s-au înființat în fața jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă care a venit cu multe amănunte despre noul proiect. Este o conferință de presă organizată cu o săptămână și o zi înainte de premiera piesei Angajare de clown de Matei Vișniec. Este un proiect gândit de domnul Vasile Toma, căruia chiar îi dau cuvântul acum să vă spună cum te-am ajuns aici. Starea asta. Da. Starea asta, da, corect, corect. E foarte simplu. V-am văzut pe scenă, sunteți tare talentați, asta o pot spune eu și o să constatați singuri la premieră, și le-am propus să colaborăm, să muncim împreună. Au acceptat și iată-ne astăzi în fața domniilor voastre. Ce va urma miercuri, veți vedea dacă veți binevoi să fiți prezenți la această premieră. Eu sunt convins că da, că veți veni. Pe Gabi Caraconcea îl știți, zici și Chiripuricescu, îl rog și pe el să vă transmită un gând. Este minunat că ne aflăm astăzi aici. Este un eveniment pe care îl așteptăm de foarte mult timp. Practic este deznodământul firesc al muncii noastre de atâta timp. Asta este, da? Suntem o echipă bine legată, așa îmi place să cred, da? Care avem multe în comun. Asta am ajuns să... La concluzia asta, îi mulțumim domnului Toma că și-a făcut timp și are o nemărginită răbdare cu noi, ne-a îndrumat și avem tot timpul ce învăța și este un aspect al vieții noastre de actori amatori la care foarte, foarte greu aș fi putut visa la așa ceva. E o onoare pentru noi că jucăm alături de dumnealui. Sperăm ca proiectele noastre să nu se încheie aici. Sperăm. Așa, vor mai veni cu voia dumnealui și a celor care ne supervizează și alte piese. Vrem să nu stricăm surprizele, nu? Corect, să nu cumva să dea din casă. Da. Nu vă povestim nimic despre, da, despre textul dramatic, despre ceea ce se întâmplă în spectacol. Chiar am discutat împreună pe tema asta, că vrem să vă creăm surpriza. Este un spectacol, un text despre viață, așa cum este de fapt teatrul, realitate metamorfozată artistic. Restul veți vedea în premieră. Sperăm să fim la înălțimea așteptărilor domniilor voastre. Sperăm să vă oferim o seară cât mai plăcută și să merităm la final palmele pe care oricum ni le veți da. Abia aștept și eu. De asta am și ales că în seara asta, noi urmând să avem repetiție, să nu repetăm cu costume. Costumele făcând parte din tot sine, surpriza, da, pe care în o pregătim, da, spectatorilor. Așteptăm întrebări, nu suntem politicieni, nu candidăm. Cât de greu a fost? Ce anume? Cât au durat repetițiile și cât de greu a fost? Cine să răspund? Să răspund eu? Da. Cine vrea? Da, a durat mult. A durat mult pentru că n-am lucrat în regim impus de o instituție teatrală. Fiecare are o altă slujbă decât aceea de actor sau de actriță. Așa că atunci când s-a putut, ne-am întâlnit și am repetat. Când a fost scena liberă, când a putut fiecare. A fost și chestii personale care, prin care mi s-au întâmplat și mie și lui Gabi niște lucruri tragice tot acest timp și lucrurile s-au întins ca un elastic. Noi am fost gata, eram gata cu acest spectacol în preajma sărbătorilor de iarnă.
Dar, cum bine știți, am preferat să lăsăm să treacă. Nimeni nu mai are chef în, da, în teatru, perioada fizic. Aceea de spectacole de teatru, de concerte și așa mai departe. Așa că am hotărât ca pe 20 ianuarie să aibă loc premieră. O întrebare pentru actor, domnul Vasile. V-ați ales un text dur, grav, puternic, greu de interpretat. Știu că alegerea vă ți-a aparținut. De ce aveți numai textul ăsta? Cu atât mai mult întrebare vine în contextul în care piesa a câștigat Gala Unitării în 1991, din Medalul Revoluției. Da, e adevărat, e adevărat. Cea mai bună piesă, cea mai bun text dramatic în 91. E adevărat. Am ales textul ăsta, văzut și pe colegii mei de spectacol, de scenă, simțindu-le potența și simțind că pot face acest lucru. Dacă nu-i vedeam, poate mă gândeam la un alt text. Asta am crezut eu de cuvință, așa am simțit eu, că este textul cu care putem începe o colaborare pe care o doresc eu cât mai îndelungată. N-aveam cum să mă gândesc la Hamlet și un director de teatru, dacă are o trupă, are 10 actori, 10 actori angajați, cu siguranță va alege spectacole cu care să poată ieși în față la public. Pentru că nu poți să pui Hamlet în scenă dacă n-ai Hamlet printre actorii angajați. Nu poți să pui Otelo dacă n-ai Otelo. Și atunci pui ceea ce se poate. Asta nu înseamnă că acest text este mai puțin valoros decât Hamlet sau decât Otelo sau decât orice alt text despre care se spune că este genial. Este un text într-adevăr dificil. Foarte dificil. La prima vedere e foarte ușor. Foarte simplu. În clipa când intri în profunzime. Altfel cum sunt și mai toate textele dramatice. La prima vedere sunt foarte simple. Totul e foarte simplu. Un mare autor de teatru francez, Jean Anouilh, într-o piesă de teatru de-a lui, spunea că aparențele sunt de ajuns ca să creeze o lume. Să nu le zgândărim. Asta se întâmplă în general. Totul pare foarte simplu la prima vedere. Când intri în profunzime, mai greu. Dar eu sper că, împreună cu colegii mei, o să vă demonstrăm că se poate. Sigur, orice om poate anumite lucruri. Anumite lucruri îi depășesc potența. Și atunci nu te apuci de ceea ce ți se pare foarte greu și imposibil. Sperăm ca aceste, mă rog, argumentele mele să se... Se capete greutate în ziua premierei. Vreau și eu să-i răspund Oanei. Da, au fost momente în piesă, au fost momente în care am spus, s-ar putea să nu pot. Cred că nu pot. Și atunci, dacă nu pot, ce facem dacă nu pot? Da, au fost momente în care eu am spus că asta nu pot să o fac, nu am, n-am învățat, acum să nu știu mai filmați, mai... Și n-a fost așa. A fost în ziua când te-am bătut măr. Să nu-i spui soțului tău. Și ai renunțat. Am renunțat și am spus. Ai renunțat la gândul tău. Și am rămas, da. Urât. A fost greu, dar ne-a ajutat foarte multă răbdare. Foarte multă răbdare. Și păi mulțumesc și eu, Gabi, am mulțumit. Îi mulțumesc și eu, domnul Toma, pentru deja tine. M-ați umplut de... Vigo, de mulțumit, care este cel mai câștigat al vostru din colaborarea cu Toma Vasile? Fiecare gest, fiecare respirație, fiecare intonație învățată. Și, experiența. Da, și piesa, experiența. Și piesa e frumoasă, așa. Are, adică ne-a unit, piesa ne-a unit. Ne-a făcut să fim o echipă, prieteni, dacă îmi permiteți. Da, maestrul a reușit să ne facă să vedem dincolo de text, pentru că, cum îi spuneam și Cătăline și dumnealui, una este la prima citire textul, a doua, altă treabă este în momentul când joci cu textul în mână, altă treabă este când memorezi textul și îți poți permite să improvizezi, să devine... ai viziune asupra piesei, asupra personajului, poți să-l iei, să te joci, să-l adaptezi personalității
tale a celorlalți, dumnealui ne-a arătat. Deci a fost o încântare, că practic prima oară m-am întâlnit cu așa ceva. O piesă serioasă, grea, care foarte solicitantă, cel puțin în ceea ce privește personajul meu, am foarte multe stări și a trebuit să mă confrunt cu schimbările acestea, bruște, de tehnică de interpretare. Întrebați-l pe dumneavoastră. Așa, se știe că de nimic, nimic răsare. În clipa că nu există predispoziții native, știți foarte bine cu toții, că n-ai ce să faci. Vorba lui Creangă, piele rea și răpănoasă, ori o bati, ori o lasă. N-ai cum. Nu, sunteți foarte drăguți. Ușor modești. Nu se poate. Voltaire spunea despre modestie că este calitatea omului fără alte calități. Da. E, nu e așa. Nu sunteți modești. Pe suntem ușor modești. Bun simț. Aș putea să supralicitez, să spun că sunt cel mai modest. No, în clipa când există scheletul, osatura, poți să începi să pui carne. Dacă nu există scheletul acela, degeaba te apuci. Este o observare școlărească și asta basta. O surpriză plăcută a fost să o am din nou ca și colegă pe Cătălina. N-am știut cum va evolua ca și personaj, am fost plăcut impresionat și eu și maestru. O să vedeți, o să... Acum, dacă mi-ai voie, o să dau din casă. Dați. Vă mărturisesc, mi-a spus Gabi, că de asta a acceptat propunerea mea de a colabora, pentru că vrea să joace alături de Cătălina. Altfel n-ar fi acceptat. Dacă nu era Cătălina în distribuție, nici Gabi n-ar fi. Păi, gata, nu mai zic nimic ca să trăiești. S-a pus și tu premiera. Da, vă rog. Mulțumim. Înțelegem că piesa este sub auspiciile Centrului Cultural Ion Vina, da? Da. Discutam ceva, nu știu, câteva zile, noi cu Toma Vasile, că se pregătește o săptămână a Teatrului Iudocan. E așa o frântură pe care am luat-o din zbor. O să ne spui mai multe? Este o idee pe care am îmbrățișat-o și eu și domnul director Bețan, directorul Centrului Cultural Ion Vina. Și mi s-a părut a fi generoasă. Și ne vom strădui să fim la înălțime. Probabil că prin luna mai, finalul lunii mai, se va întâmpla, poate chiar în cadrul acelor zile ale culturii Giurgiu Vene. Și vrem o săptămână de teatru. Nu doar spectacole pe care le facem noi împreună. După discuțiile cu jurnaliștii giurgiuveni, trupa a făcut o mică demonstrație de forță, cu rezerva că lipsa costumelor se datorează jocului adaptat pentru repetiție. Asta e tot ce vă duce capul. Băi, un clown adevărat nu râde niciodată. Un clown nu râde. Lumea râde, el nu râde. Ce abar aveți, bă, voi de-astea? E arta! Oh, hai mai zi că e haios. Hai mai zi, vine și nouă. Ce ai mai învârtit, nu? Când te-ai bulit, când cu toboganul. Credeți, mă, să nu muriți de râs, să vă port pe conștiință, că ați murit râzând de mine. Păi nu știi? Nu, ce? Păi cu toboganul la Torino. A fost grajdar. S-a întâlnit cu domn Pasante și e luat-o. Și era cu animalele la catări și la pănei. Ai, maestru, ai zine și nouă ce ai mai învârtit. E adevărat că ai fost la pănei? Am fost în trupă! Actriță! Aaaa, tu și actriță! Eu, actriță! Nu mă credeți! Ce? Poftim! Aveți ceva de spus? Păi ce să aveți? Păi nu aveți ce să aveți! Păi nu, ce să aveți? Te-ai lămurit, nu? Nu! Păi acum citești! Păi de ce nu citești? Hai, citești odată! Citești! Da.
citește tu, Nicola. Hai, citește. Gol. Do. Nihi. Goldoni. Goldoni. Ce e cu Goldoni? Citește mai jos. Citește dracului mai jos. Citește mai jos, Nicola. Hai, mai jos. B. D. Rani. Bădărani? Bădărani. Ce de bădărani și ce cu bădărani? Mai jos, afurisitule, mult mai jos, cel mai jos! Mario Quadra. Nu mă! Ultimul rând! Cacini Ricci. Aoleo! Ce scriem aici? Ce scriem aici? Nu văd. Scrie, mă, Pepino sau nu scrie Pepino? E prea jos, nu văd. Pe că ți-a luat piuitul, dai. Scrie Pepino sau nu scrie Pepino? Iete, păi și ce dacă scrie Pepino? Ce știm noi cine e Pepino? Știm noi cine e Pepino? Eu, pe tot dracii, eu și numai eu! Iete, oricine poate să fie Pepino? Toată lumea poate să fie Pepino. Uite, și eu pot să fiu Pepino, da? Uite, și Nicolo poate să fie Pepino? Cum toată lumea? Scrie Pepino, eu sunt Pepino! Și ăsta nici nu e nume de actriță. Bineînțeles, nu e nimic. Paie, paie, da. Eu sunt, eu, da. Am jucat pe scenă de lemn. Am jucat în travesti regele Lir la Frosinone. Oh. Ce știți, mă, voi, ce e o scenă de lemn? Și acul simt sclifosiților. Toată Italia mă știe. Toți mă cunosc. Toți am bătut din palme. No! Premiera piesei va avea loc miercuri 20 ianuarie de la orele 18 pe scena Centrului Cultural Ion Vina, intrarea fiind liberă. Angajarea de clown este ultimul text pe care dramaturgul francez de origine română Matei Vișniec l-a scris înainte de a părăsi România. O piesă care vorbește despre condiția umană și falsele ei strategii de supraviețuire și care a primit premiul Uniter pentru cea mai bună piesă română a anului 1991.